Dar care ar fi concluziile dumneavoastră după această? Cred că ați văzut și dumneavoastră două reprize diametral opuse, o primă repriză excelentă făcută de noi și o a doua repriză, din păcate, pe care cred eu că trebuie să o analizăm foarte bine și să nu o mai facem. Ce s-a întâmplat în a doua repriză? Că a fost o cădere de este câteva minute, cel puțin. Este la cald acum, n-aș vrea să vorbesc prea mult, dar într-adevăr în repriza a doua nu am jucat ce am jucat în prima repriză. Este pe de o parte explicabil pentru că n-am trecut printr-o perioadă foarte ușoară. Era o presiune destul de mare pe jucători și cred eu că după primul gol pe care l-am primit n-am mai avut organizare, n-am mai făcut lucrurile așa ca în prima repriză și din păcate n-am jucat ca în prima repriză. Până la urmă, în final, după cum am spus la început, trebuie să rămânem cu prima repriză, să o uităm pe a doua și să vedem exact ce trebuie făcut pentru ca pe viitor, deja de la primul joc, să putem să facem și a doua repriză exact așa cum a fost prima și nu o să avem nicio problemă. Luis Munteanu a revenit cu gol după o lungă perioadă. Ne bucurăm foarte mult pentru că aveam nevoie de Luis Munteanu, care este cu o mai mare încredere, cunoaștem calitățile lui, știm ce poate și sper ca de acum încolo să vină și mai multe goluri și mai multe reușite. Destule faze verificate la VAR și golurile farului. Eu am fost foarte sigur că primele două goluri, chiar dacă au fost verificate, au fost valabile pentru că eram aproape pe linie și am putut să văd că nu este offside. Dar, până la urmă, cred eu că și închei cu ce v-am spus la început. Rămânem cu prima repriză și, cel mai important, cu victoria. Locul 7 acum ați ajuns, ați urcat pe locul 7, sunteți acolo, aproape de play-off. Trebuie în continuare deja să ne gândim la următorul meci și să câștigăm, pentru că obiectivul nostru, așa cum am mai spus, este play-off-ul și dacă vrei să mergi în play-off, atunci trebuie să joci la un anumit nivel, să te prezinți la un anumit nivel și, bineînțeles, să faci rezultate. Va arăta campioana altfel de acum? Eu sper din tot sufletul. E un punct de plecare. Despre meciul cu Petrolul? Până la meciul cu Petrolul avem meciul de cupă de la Craiova, după care vom pregăti și meciul cu Petrolul. Sper să o facem și Gică să fie inspirat, așa cum a fost și astăzi, și să o facem bine și să câștigăm meciul. Mulțumesc, mult succes!